câteodată simt nevoia să nu mai fiu Bogdanul la Pluj. Tot ce am făcut până acum, am făcut așa foarte, foarte clean. Nu m-am folosit de lucruri negative ca să ajung undeva. Vrei tu să-mi spui mie că n-ai fost niciodată invidios? No, o piesă, niciodată. Un mare hit. Niciodată, iar, niciodată. Mamă, dacă era asta. Niciodată, nu. Ai numărat cât ai scos până acum? Câteva sute? Da, mamă. Așa. Când îi spui că îl iubești, dar la mine e te gândești. Tu mă suna pe din patul lui, spui vorbesc duc. Eu iubesc banii, iubesc foarte mult banii. Suntem acolo o mână de oameni și fiecare cu nebunia lui. Când am o zi grea, când am o zi dură și privirea ta, mințile îmi fură. Alții studiau muzică, eu studiam oamenii. I love you, România, 1, 2, 3. Da, normal că merge, că la noi așa e. Merge, vin invitați, pleacă invitații, vin alții, vine invitat de seamă, Bogdan de la Ploiești, Doamne Dumnezeu, de ce? Eu sunt foarte emoționată, să știi, era să leșin. Te-am vânat. Îți mulțumesc pentru invitație, îmi face deosebită plăcere să mă aflu aici la tine, te-am urmărit și eu și te apreciez foarte mult, să știi. Ce drăguț! Munca, munca, dar faceți bine ce faceți. Care crezi că e secretul vostru? Rețeta, nu? Uh-huh. Păi îți dai seama, nici nu prea poți să dau. Nu poți să dai. Deci există una. Asta măcar există, să știi, există o rețetă. De ciudă că există care, o rețetă. Știi cam care este rețeta, sincer să fiu? Cred că și noi ca oameni, știi? Deci ne-am găsit exact, suntem acolo o mână de oameni și fiecare cu nebunia lui. Și când se unesc toate aceste stări odată, cred că este hitul. Cred că eu cam asta consider. Și așa se întâmplă cam pe fiecare piesă a fiecărui artist. Deci, de exemplu, ei vin la mine cu o piesă, știi? Okay. Mi-o prezintă și îți dai seama, îmi trag ghidurile, mie îmi face ba Teo, ba Alexandra, ba acolo, dintre fete, cine mai... Și ele au alt stil de cântat, adică și eu vin și pun stilul meu, știi? Boierul lucrează într-un fel, adică toți suntem diferiți, dar cred că asta ne face... Să fim și unici. Adică fiecare se implică pe o piesă. Da, nu da, ia da, unul nici... de nebun și apare atunci, iată piesa. Nu scoatem nicio piesă fără să ne dăm părerea unul. Despre ce n-ai putea să cânti niciodată? Nu știu, că uite, de exemplu, în perioada asta, după COVID, iată a venit războiul, perioada da, n-aș putea, super n-aș grea, putea crezi să că ai putea să faci o n-aș piesă putea din să asta? Mă, de... N-aș putea să mă folosesc de... De un context din ăsta. Da, de un context. Ca să atragi atenția. Da, niciodată, nu. Și tot ce am făcut până acum, mulțumesc Dumnezeu, asta este una dintre marile mele satisfacții, faptul că tot ce am făcut până acum, am făcut așa foarte, foarte clean, știi? Și pentru mine înseamnă foarte, foarte mult. Adică n-am intrat în scandaluri niciodată, după cum bine știi, n-am... Nu scandaluri, dar controversă... Băiat frumos, talentat, dorit. Ce-am făcut? Ce-am făcut ce ai făcut? Uite, și tu la tine. Da, păi ce vrei să facem? Uite, să bat oricum... femeile pe tine, să aude, că e pe aia, că e pe aia, nu? Adică e clean, clean, dar se vorbește. Da, vorbește lumea. Da. Pentru mine este cea mai mare satisfacție, ți-am spus și îți repet, faptul că nu m-am folosit de lucruri negative ca să ajung undeva. Adică înseamnă mult mai mult pentru mine. Oricum, eu sunt genul de om care dorm tot într-un pat, sunt mai așa, mai mănânc absolut orice, sunt ăla din topor, așa, știi, n-am treabă, știi? Adică consider că fericirea este altfel din punctul meu de vedere. Nu se poate cumpăra cu banii. Cumperi un pat, știi, dar nu poți să cumperi somnul. Poți să cumperi o femeie, dar nu poți să cumperi dragostea ei. Sunt anumite chestii de care trebuie să ținem cont în viață. Și eu m-am axat așa, pur și simplu să fiu liber și să mă simt eu bine în pielea mea. Nu mă interesează foarte mult opinia celor răi. Sunt foarte impresionată că zici asta, pentru că e o lume în care se fac bani, de ce să nu recunoaștem? Se fac bani. Da, se fac bani. Din lucruri, bine. Din lucruri negative, cred că se fac foarte, foarte mulți bani. Din lucruri negative, din ce faci tu? Pentru că muncești enorm. Mi se pare că scoți extraordinar de multă muncă. Sincer, să fiu cu tine, dacă mergeam pe lucruri negative, din punctul meu de vedere, cred că aveam de trei ori mai mult decât am astăzi. Sunt
sunt eu sigur, dar nu vreau să dau detalii, dar sunt sigur că dacă mergeam pe lucruri negative, poate aveam, din punct de vedere material, de trei ori mai mult, dar nu eram la fel de fericit. Și pentru mine contează asta. Deci ai ajuns la un echilibru. Da, ai asta. Pentru tine și sufletul tău. Că asta, dacă... asta este cel mai important. Ce-ți place să faci cel mai mult când nu ai concerte, când nu ai studio, când ai un timp pentru tine? Ce să stau acasă, să mă odihnesc. Mm-hmm. Da. Și în vacanță, bănesc. Da, asta, eu am o, de fiecare dată când sunt liber și mai prind așa cât o săptămână, că noi cântăm foarte mult. Știu, de asta. Fug de parte, da. Îmi place, îmi place să mă distrez așa, mai departe. De ochii lumii. De ochii lumii. Unde, să, unde să nu mai fiu Bogdan de la Ploiești. Că pe aici, când intru într-un club sau ceva așa, nu spun ca și cum m-ar deranja, că îmi face cea mai mare plăcere să știu că sunt în atenția oamenilor, dar câteodată simt nevoia să nu mai fiu Bogdan de la Ploiești. Știi? Adică să nu mă cunoască nimeni, să vorbesc altă limbă, să știi? Și asta nu înseamnă că te apuci de niște nebunii, dar efectiv vrei să fii tu, largul tău, să nu simți că toți ochii pe tine, nu? Cam. Da. Asta e cel mai mare celebrității? Acest vizor pe tine? Cred că cel mai mare preț care îl plătim este timpul. Timpul, da, din punctul meu de vedere. Pentru că în spatele unui artist se ascund foarte, foarte multe lucruri pe care mulți oameni nu le... E foarte greu, greu de explicat. Adică noi facem mult mai multe lucruri decât cred ei, decât o piesă și un videoclip. Ca să poți să menții, adică să poți să menții echilibrul acesta, sunt foarte multe lucruri în joc. Adică eu n-am voie să, mie n-are voie să-mi stea puțin aici asta, știi? Că imediat se observă la mine, știi? Dar sunt și lucruri bune. Ne mândrim cu ce e bun, până la urmă. Da, plecați-mi de la chestia asta cu timpul. E adevărat că și eu am fost în relații în care nu am fost înțeleasă, pentru că... lumea credea că jobul tău sunt cele 3 minute de la televizor, când să zicem. Da. Ca artist apar 3 minute într-o emisiune, cânti o piesă și cam aia e. Și doar petreci niște timp ca să te machiezi, să te îmbraci. Da, îmi doresc din toată inima. Dar până atunci se întâmplă o grămadă de chestii. Da. Și ăla e timpul pierdut. Eu îmi doresc din toată inima, sincer, ca oamenii să înțeleagă. Îți dau așa, spre exemplu, dacă mă duc să cumpăr o pâine. Și te mai duci? Da, poate. Nu știu, sigur. Cât costă pâine? Întrebarea, da. Era pe vremuri, că era doar franzel. Acum găsești un milion de feluri de pâine. Nu, poți să dai ce preț vei tu, că ai dreptate. Dacă eu mă duc să cumpăr o pâine, vreau și eu să fiu Bogdan când mă duc să cumpăr pâine, știi? Și nu pot să îți permiți, știi, să mă iei și, ea cântă, mamă. Adică trebuie să fie puțin diferența asta, să fim artiști pe scenă și să mai fim și noi, știi? Puțin, lăsați-mi în pace, că totodată se pune prea multă presiune pe noi. Iar ei trebuie să înțeleagă că noi... Au fost momente în viața noastră care poate am urcat pe scenă și eram cei mai supărați. Și noi tot zâmbeam. Adică asta înseamnă mult pentru mine, știi? Și întotdeauna voi oferi oamenilor mei, cel puțin oamenilor care mă iubesc, dar tuturor le voi oferi... Nu, eu niciodată nu o să răsplătesc cu aceeași monedă. Adică dacă cineva îmi face rău, eu nu. Eu nu răspund la rău. Și ăsta iarăși a fost un secret foarte mare al meu. N-am făcut niciodată nimănui rău. O spun cu mâna pe inimă. Adică nu prea știu să fac rău. Deci nu ți-i supărare? Deci mă nu așa pe loc, știi? Pe loc. Dar în timp eu uit că m-am certat cu tine, am nicio treabă. Nu. Ce bine. Da. Asta îți face bine și ție numai celor din jur. Clar. Pe lângă faptul că nu ești răzbunător, dacă nu te uite că Dumnezeu a apreciat și în timp s-au văzut niște lucruri de care sunt mândru. Plus că îți povestesc aici în premieră la tine. Acum foarte mulți ani, eram la început de drum, îți dai seama, ca toată lumea, am plecat de jos și îi spuneam mamei mele, măi mamă, eu o să am bani mulți, o să ajung bine, o să fac, o să trec. Bravo mamă, lasă, tu să fii sănătos. Da? Nu te lua în seama. Da, da, și ușor, ușor... Toate chestiile s-au adeverit. Aveam deja vuri. Călcam într-un loc. Prima mea vacanță, ții minte, când am fost în Africa, am călcat într-un loc, aveam o cameră așa pe malul mării, știi? Prima mea vacanță, mă bucuram și îți dai seama că au foarte, foarte mult. Și am călcat într-un loc și la un moment dat m-a cuprins așa, nu știu cum să spun, din cap până în picioare, o,
Nu știu, nici nu știu cum să explic, spun sincer. Și pentru câteva secunde n-am putut să mă mișc din loc. Și după aia m-am tras așa puțin de mine și am zis, stai mă, ce se întâmplă? Și mi-a șoptit o voce în cap, așa, groasă, aici e locul tău. Ai înțeles? La un moment dat am avut iarăși alt vis în care deschideam așa o copertină de asta sau... Și erau cei mai mulți oameni. Deci cei mai mulți oameni posibil, adică nivelul ăla altul, știi? Wow, și toate, toate chestiile astea, nu le spun, uite, el e Beto, colegul meu, cântă cu mine, de, avem 5-6 ani și el știe toate chestiile astea și el știe cum eram acum 5 ani și cum sunt acum, știi? Wow. Și chiar, adică nu, deci totul nu este science fiction, știi? Deci vorbim realitate. Mamă, și știu că... Hai să cântăm ca să... Jur că știu că voi ajunge acolo sus, dar mi-e frică să spun să nu creadă lumea că sunt, știi, cum se întâmplă în ziua de astăzi. Ești, dar să nu, ne povestești imediat. Nu, mi-e frică să spun că voi ajunge sus, așa să nu se creadă că sunt îngânfat sau prea încrezător și de aceea țin așa pentru mine, dar am chiar eu scriu, de, să-ți arăt în particular, scriu de mult o carte de asta și vreau să... Povestea vieții mele trebuie neapărat să o expun oamenilor. Vreau să știu, dar hai să cântăm ceva și ce după aia îmi spui. Ce să cântăm? Cu ce să începem? Cântăm fără tine? Da, cum să nu? Da, hai. Hitul. Foarte greu să încerci să cânti o piesă ca asta după Theo Rose, dar e o piesă superbă. Când mi-a trimis-o Theo, noi eram, că eram la Bravo Astile, eram un concurs împreună. Și i-am trimis un video plânsă, m-a rupt, are o stare, da. De asta a și mers așa e de bine. E demențială, da. Indiferent demențială. De rețete și tot ce vrei, o piesă care transmite, câștigă. Da, corect. Dar o să regret, îți spune bunda, că nu pot fără tine, da-da-da-i-di-da-da-da. Întoarce-te la mine, da-da-da-i-di-da-da-da. Nu pot fără tine, întoarce-te la mine, că nu pot fără tine, da-da-da-i-di-da-da-da. Întoarce-te la mine, da-da-da-i-di-da-da-da. Nu pot fără tine, întoarce-te la mine. Ai o piesă, din că nu știu, ai numărat câte ai scos până acum, câteva sute? Da, mamă. Așa. Care mie îmi place super mult, care e o colaborare cu un tip de care nu prea am auzit. Îl cheamă Bob, dar mi se pare foarte tare. Da, Bob este prietenul nostru de la studio de acolo, prietenul lui Boier, și a venit cu o piesă super, super interesantă. Bineînțeles, am umblat și noi la ea, eu cu Boierul, cu
Teo, cu Alexandra, cu toată lumea și a ieșit minunăția asta de piesă. Cam băiețel așa și mesajul ăsta cu tu mă sunt noaptea, ea la el, poza supernă, o poveste complicată, dar m-aș băga și eu puțin în această poveste. Mă privești să cântăm piesa asta împreună? Cum să nu, cu mare drag. Nu. Îmi face deosebită plăcere. Super. Abia aștept să te aud, ia să vedem cum sună. Cântăm și noi o piesă care îmi place cel mai mult. Nu. Vreau să cânt această piesă din suflet pentru toți fanii mei care mă urmăresc. Vă iubesc din toată inima și promit să nu vă dezamăgesc niciodată. Piesa asta din suflet pentru voi de la mine și de la Alexandra. Îmi face mare, mare plăcere să cânt această piesă cu ea. Ia auzi! Când eram noi împreună, juram că ești fată bună, dar de când ne-am despărțit, te-ai apucat de minții. Oare el știe ce faci, știe că tu te prefaci, când îi spui că îl iubești, dar la mine te gândești. Tu mă suni noaptea din patul lui, spui vorbe dulci, mă suni noaptea după o sticlă de vine în urci. Mă suni noaptea din patul lui, a spus muzica mea, superna lui, ai poza mea. Superna lui, ai poza mea. Aseară la două sună telefonul. Tu iubire, te joci cu mine. Dacă n-ai ce face și nu te asumi, mie-mi faci rău, ție ce bine. Din vina mea, din vina mea, din vina lui nebuna mea. Și mă sună noaptea, da, după ora două și ceva. Superna lui, ai poza mea. Având în vedere că ai atât de multă muzică și uite că totuși mai găsești câte o piesă care nu e a ta și îți dorești foarte mult să să o cânti. Și pentru asta invidiez pe Oana Radu, că a făcut așa o piesă. Apoi... Ce vrei? Ce e la modă trebuie să le cântăm? Nu trebuie să existe răutate. Sunt, dar ce crezi? Sunt și oameni care fac treaba asta. Adică... Și vrei tu să-mi spui mie că n-ai fost niciodată invidios pe o piesă, un mare hit. Niciodată. Zis, mamă, dacă era asta. Niciodată, nu. Adică invidios în sensul bun, să-ți fie plăcut, mamă, de ce nu mi-a venit mie ideea asta? Nu știu, piesă dragă. Nu sunt genul, nu. Băi. Nu, eu mă mulțumesc cu cât am. Băi, și da, știu ce pot. Foarte echilibrat, n-am văzut așa ceva. E foarte greu să fii la nivelul tău, să fii echilibrat, da. Nu știu cum faci. Da, deci eu mă mulțumesc cu ce am și nu mă uit niciodată, dar niciodată în grădina altuia și consider că cel mai mare avantaj este, într-o lume ca asta, este să fii un om bun. Cea mai frumoasă melodie din suflet pentru voi, pentru cei care iubiți sincer și curat. Când am o zi grea, când am o zi dură și privirea ta mințile îmi fură, nu pot rezista. Mi-ai pus inima în încurcătură. Wow, 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 wow. Când am o zi grea, când am o zi dură și privirea ta mințile îmi fură, nu pot rezista. Mi-ai pus inima în încurcătură. Și când ți-am întâlnit privirea, a fost momentul și sclipire. Am înțeles că te iubesc și fără tine nu trăiesc. Șapte din șapte mi-e gândul la tine. Noapte de noapte te vreau lângă mine. Și vreau dreptate inimii când spune că tu ești cea mai scumpă e lume. Când am o zi grea, când am o zi dură și privirea ta mințile îmi fură, nu pot rezista. Mi-ai pus inima în încurcătură. Când am o
mă culcă curând. Wow, 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 wow. I love you, România, 1, 2, 3. Am vorbit despre piesele noi care îți place și care nu sunt repertoriul tău, dar m-aș întoarce la piesele vechi, la clasici. Ce îți place cel mai mult? Sau care a fost prima piesă pe care ai învățat în zona asta, prima manea care știi tu că o fredonai? Acolo în parc, când ne spuneau prietenii că dai bine. Nu mai știu, nu mai știu. Erau piesele vechi, nu știu, aveam 15-16 ani. Ce crezi, chiar în parc cântam. De parcă știi povestea. Păi mai știu că, acum să nu știu că... Feeling. Da. Da. Nu știu ce piese erau pe vremea aia, dar cântam piesele care erau pe vremea aceea. Adică nu stăteai neapărat să urmărești de la Salam, de la Adrian, de la Copilul de Aur, tot ce erau. Și băteam așa în mașină, pam, patum, pam, și cântam, știi? Și eu jucam fotbal pe atunci, da. Înțelegi? Și toți prietenii mei, băi, Bogdanele îmi spuneau, băi, Bogdanele, ai voce, frate. Bagă. Și până când am simțit așa în suflet că și place, știi? Mm-hmm. Și am spus lui tata să-mi cumpere direct studio. Eu m-am trecut direct peste etapa aia. Întâi am făcut o piesă și după ce am făcut piesă și am văzut pe băiatul ăla acolo cum umbla pe calculator în Cubase, în astea, i-am zis vreau și o studio. M-ai înțeles? Dar pe vremea aia să ai studio era greu. Vrei să lucrezi tu sau să ții om? Da, să lucrez eu. Păi știu totul, da. Adormeam cu capul pe birou, adormeam. Lumea se ducea la cluburi să distra, eu adormeam cu capul pe birou. Cei ce lucrează cu studio știu că e o muncă de aia. Ambiție mare pe capul tău, că de la voce și cântat atât de bine și ai și studiat ca să cânti așa, bănuiesc. Ai cântat mult. Da, a fost, nu, consider că am ajuns acum... Nu, la mine n-a fost talent 100%. Cu vocea, zic. La mine a fost mai mult muncă decât talent, cred. Și cred că m-a ajutat foarte mult Dumnezeu și, nu știu, eu spun din ce îmi spun oamenii, că am eu ceva al meu, așa, hazul ăla, nu știu, o chestie. Ei asta spun despre mine și mă bucur să știu că sunt apreciat. Mi-am creat propriul stil, știi? Nu am vrut să apelez, adică oricum ce e frumos, trebuie să luăm. Dacă tu ai un stil acum și faci ceva ce îmi place, n-am cum să nu iau. Dacă au ceva, nu, cred că, nu cred că e ceva rău asta, doar... Absolut nu. Dar stilul meu este al meu, adică dacă ești afară undeva și eu cânt înăuntru la o nuntă, știi că suntem noi, Bogdan de la Ploiești și orchestra. Păi de asta ești tu, Bogdan de la Ploiești, și ești acolo unde ești. Bănesc că sunt foarte mulți tineri care ți-ar călca pe urme, dar nu știu. Le recomand, cu ocazia aceasta, le recomand tuturor tinerilor să-și urmeze propriul vis, să muncească mult, 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 răutător, să nu se uite nici în stânga, nici în dreapta. Și, nu știu, eu în proporție de 90% sunt sigur că vor reuși. Și să aibă și caracter frumos, știi? Să aibă obraz, să aibă câteva calități de-astea. Deci cu câteva calități și cu foarte multă muncă, cred că chiar este posibil. Și la noi în România. Deci nu mergând călcând pe cadavre, având grijă. Mulți merg pe premiza asta, domne, la noi în România. Uite, într-adevăr, uite, eu cu fotbalul, da, dacă mă nășteam în altă țară, probabil cred că eram mare fotbalist. Am fost campion național pe țară, adică am jucat 10 ani, m-am trezeam în fiecare zi la 7 dimineața să mă duc la fotbal. Și cumva de asta te-ai lăsat mai ușor, că te gândeai că în România e mai greu să faci carieră în fotbal? Cu siguranță nu ajungeam, cu siguranță nu ajungeam. Dar acum am cântat la toți fotbaliștii și la toată lumea. Și acum era bine să mă apuc chiar de fotbal, că mă băgau și pe mine să joc. Mă băgau și pe mine să joc pe undeva. La ce echipă internațională ți-ar plăcea să joci acum? Nu știu. Bănuiesc că mai urmărești, nu? Așa de... Da, dacă dorul ăla de fotbală, tot îl ai. Dai seama că toată lumea avem Real Madrid, Barcelona, asta. Păi asta zic. Da, m-aș duce pe la City, că am văzut că... Materialist. Păi vezi? Da. Vezi că ai zis că nu ești, dar trebuie să fii un pic acolo. Ei, nu, să fim sinceri. Care e cel mai drăguț? Trăim vremurile în care banii fac mai multe decât putem spune noi cu gura. Așa că... Trebuie să și să înțelegi banul, știi? Adică asta este marea problemă. Nu degeaba tu ai acum 3 milioane în cont și eu am 50.000, dau un exemplu. Important este când noi doi ne întâlnim, cine stă mai bine pe picioare, știi? Practic că
n-ai cum să mănânci mai mult decât poți tu să mănânci, știi? Nu poți să mănânci trei mese odată sau să faci. Dar într-adevăr are și banul talentul. Mănânc prea mult, dar e ok, fără să am nu știu ce cost. Ei, oricum, are banul, are farmecul lui, atâta timp cât știi cum să-l... Deci trebuie să fii acolo bifat, că ai zis da, că nu ești materialist. Nu, dar trebuie să-l ai, eu iubesc banii, nu. Dar poți cumpăra lucruri de preț. Știi că ce obțin la, și la noi în țară și în altă parte, adică poți cumpăra sănătatea cu bani, că sunt oameni care nu au... Eu iubesc banii, eu iubesc foarte mult banii și din cauza că am iubit banii, am ajuns și până în punctul ăsta. Dar niciodată nu o să mă vând pentru bani. Știi? Ce-ți mai dorești acum care... ar însemna o sumă mare de bani. Așa, nu știu, un mov de-al tău. Să zic, bă, recunoști, am ambiția asta, vreau să am cu tare lucru. Am vrut să zic că am bani mulți, dar să înțelegi greșit. Nu e vorba de asta. Nu, ești tânăr, doresc... îți permiți, de ce? Poți să te lași un pic și purta de vară. Sincer să fiu cu tine, cred că tot ce îmi doresc acum pot să am. Tot ce îmi doresc eu acum pot să am. Adică Dumnezeu chiar a pus așa mâna pe mine, mult rău de tot, doar că consider că mai important decât chestiile astea este acel echilibru despre care vorbeai tu, să ne găsim liniștea, să mergem peste tot, oamenii să se bucure de prezența noastră, să nu intrăm în chestii de-astea foarte, foarte urâte, să atragem atenția într-un mod urât, pentru că asta înseamnă să fii artist, mereu trebuie să stea bine totul pe tine, să fii ceas. Ai cineva, pe cineva care se ocupă de imaginea ta sau tu hotărăști? Cu ce te îmbraci, ce ce culoare pui pe tine, cum îți faci ocupă freza? Doamna Adina Buzatu, o salut, o pup și o iubesc. Ești pe mâini bune, da, de da, tot. Da. Se ocupă de mine, avem un an și ceva de când colaborăm. Excelent. Avem acum un proiect foarte mare, adică oricum s-a văzut schimbarea de când a pus doamna mâna pe mine. Și avem un proiect foarte mare. I-am trimis doamnei niște ținute, o să schimb. Te faci așa. Un da, o să schimb, da, o să fac ceva. Faci linie de în materie de modă, credeți-mă că o să sparg și pe partea. Ok, deci eu am și un brand, am și un merch, bdlpup.ro, care a mers foarte, foarte bine și adică eu ce oameni, pot să-mi iau de acolo, să mă îmbrac bine. Ce vrei tu? Ia da? Site-ul meu și site-ul tău. Da. Oamenii m-au înțeles foarte mult începând de anul trecut, dar până să fiu înțeles am muncit foarte mult, adică au fost ani de zile, nu exagerez cu nimica, când doar studiam publicul, înțelegi? Alții studiau muzică, eu studiam oamenii, înțelegi? Ce vrea să zică asta? Ce vrea să zică cum asta? Ai adică eu sunt genul de om care dacă să eu... Să te manipulezi, să ai la mâna ta. Nu, să-i înțeleg. Deci eu sunt genul de om, Beto poate să confirme, care intră în orice petrecere, fie că sunt doi oameni. Deci gândește că am cântat la Brăila la o nuntă fără mireasă. Deci i-a venit rău... Furase. Nu, i-a venit rău miresei la ora 11. O, Doamne! Știi Beto, nu? Vai, nu i-a venit, cred! I-a venit rău miresei la ora 11 și n-a mai venit mireasă. Și nunta s-a ținut. Am mai luat și o grămadă de bani acolo. A, deci practic era compromisă dacă nu erai tu acolo să nu, cânti. Nu, deci atât de... Eu cred că am cântat destul de bine. Wow, dacă fantastic. Oamenii s-au distrat deci în continuare. Deci aia n-a mai apărut până dimineață de la 11 da, s-a rupt filmul? Da, n-a mai apărut. Și wow. Mai fac o dată nunta și tot pe noi în ea. A, mai fac o dată, da. Ca totuși, da, săraca, da. Să înțeleagă și așa. O, fi fost manevră, excelent, nu? Excelent. Dar s-au fost tot felul de ispostare de astea, adică poți să mă lași și pe câmp, că tot vin cu bani acasă. Care e cea mai tare petrecere la care ai fost și ai cântat? Ții minte toată viața ta, te-ai simțit zeu. Nu știu, că, ultima mea petrecere, asta care îmi vine în cap, a fost la Briz, la Constanța, un concert de 5.000 de oameni, a fost închiderea sezonului și am închis-o eu. Cu ocazia aceasta vreau să mă mândresc și eu că eu voi fi singurul care voi cânta la cluburile astea de fiță din... Să ne pregătim pentru la vară, nu? Da, la vară. Am pus deja partiu. Concertele pe la... Yay! Uba, pe la Brist, pe la astea. Da, și a fost un mega concert așa, în care, nu știu, o multitudine de oameni, dar gândește că era genul de local, adică nu era concert, știi? Că așa, dacă era concert, știam că vor veni 5.000 de oameni. Dar a fost așa, o seară cu Bogdan de la Ploiești și s-a transformat dintr-o seară cu Bogdan de la Ploiești în dita mai concertul, adică era... A fost fabulos, adică toți, nu numai eu, și eu și băieții mei am trăit așa niște momente. Chiar ne simțeam bine rău de tot, adică ne simțeam artiști. Păi și cu toate astea, am auzit că vrei să pleci din țară? Sau e iar un zvon la capitolul...
sunt, eu am așa o... Fake news. Am o legătură, nu e fake news, am o legătură cu Elveția, cu această țară și... Ce legătură ai tu cu Elveția? Încă de mic copil, eu cântam pe acolo și făceam cei mai mulți bani acolo. Am foarte mulți prieteni acolo, am asta și am deschis un restaurant acolo. Dar nu este business-ul meu, l-am făcut eu, este al meu, dar nu mă ocup eu de... Adică nu sunt... Nu voi face mâncare eu acolo, se vor ocupa părinții mei. Am înțeles. Adică da. Nu are legătură cu chestia asta cu război și cu ce se întâmplă. E pur și simplu... Nu. E dinainte să fie războiul. Uh-huh. Da. Uh-huh. Da, sunt pregătit de mai multe chestii pentru că vreau să mi asigur într-un fel sau altul viitorul. Și vreau să fac acum cât sunt în putere, vreau să le fac pe toate, cum s-ar spune, dar cât se poate din ele. A, deci, dar oricum să nu ne speriem că nu le lași de tot. Nu o las, adică țara mea nu o las niciodată și fanii mei n-am cum să-i las niciodată și am atâtea petreceri. Doar că sunt un om foarte ambițios și îmi place să fac lucrurile așa cum trebuie. Pentru treaba asta vreau să-ți cânt o piesă. Ia, te rog. Să vezi ceva ce n-ai mai auzit. Te rog, ia. Copilul meu, ce mult te-am dorit să vii pe lume și să fii fericit. Eu ți-aș mai da, ți-aș da inima. Eu ți-aș mai da, ți-aș da dragostea. Ești copilul meu iubit și vreau să fii fericit toată viața cât trăiesc. Părinții să-ți iubești, să nu uiți de mama ta, care ea ți-ar da viața, te-aș ruga, te-aș ruga, nu uita. Vă iubim!